De mai bine de o săptămână, semaforul montat pe drumul care leagă municipiul Zalău de orașul Jibou nu funcționează. Conducătorii auto având nevoie de nerv de oțel pentru a circula pe porțiunile de drum care sunt afectate de lucrările de reabilitare. În plus, conducătorii auto trebuie să aibă o răbdare foarte mare pentru că vor întâmpina greutăți. Anumite porțiuni pe care se lucrează la covorul asfaltic nu sunt semnalizate corespunzător, iar participanții la trafic se trezesc brusc peste denivelări care le pot afecta autoturismele și în plus pot pune în pericol siguranța traficului.